Eu cred că asta este și partea dezvoltării societății, pentru că vedem, asta este un fenomen foarte interesant, că cele societăți care respectă în plin egalitatea genului, care dau spațiu nelimitat femeilor și le atrage la toate nivelurile, și în politică, și în economie, și în alte, alte domenii, sunt cele mai prospere. Și vedem că una dintre cele care chiar nu fac asta sunt cele mai subdezvoltate. Și 8 martie, și alte zile, trebuie să ne gândim la asta. Și dacă sunt tradițiile care subliniază asta, totdeauna este bine să fie respectate, dar că odată trebuie să fie respectate și fiecare altă zi.